Bună. Am nu am reușit să ne conectăm cu solicitanta noastră. Lucrăm în sesiunea de astăzi pentru Lucica. Am citit punctele. Voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu sufletul Lucicăi, înainte de a ruga pe cei care ne ascultă să se aboneze la canalul nostru de YouTube și să distribuie sesiunile și, dacă le place, să dea like-uri. 1, 2, 3. Da, văd. Identifică cerea corpului. Da, este ea. Hai să facem protecția, Ela, pentru toată lumea. Da, ne pe fiecare dintre noi. Într-un glob de lumină pură de cea mai înaltă vibrație, care să ne protejeze de orice vibrație negativă și energie negativă și să ne protejeze pe durata acestei sesiuni și încă 24 de ore. Hai să vedem cum se prezintă sufletul Lucicăi. A găsit o cu spatele la mine și stătea așa și ținea, ascundea ceva în brațe. Mi se pare un pic traumatizată. Nu prea înțelegea ce vreau de la ea. Ce grad de conștientizare are el aici? 1 spre 0. Este o amintire dintr-o viață trecută sau este din viața aceasta? Cum se prezintă? Seamănă cu Lucica? Este din altă viață. Ok, vrea să ne spună ceva înseamnă cu sufletul. Hai să vedem ce se întâmplă aici. În această viață văd că a suferit o traumă foarte mare și și-a pierdut conștiința. Da? Mi se pare că nu știe cine este. Are în brațe ascuns un iepuraș micuț, animal, și zice că e copilul ei. Hai să vedem în urma cărui fapt și-a pierdut conștiința. Ce s-a întâmplat? Ce a cauzat această traumă? Număr? Și te duc acolo? Îmi apare deja. Văd un bărbat care a ținut-o ani de zile la el acasă, a cumpărat-o de la părinții ei ca să-i fie soție. Cumpărat-o de soție. De la vârsta de 13 ani, ea avea 13 ani când el a dat bani pentru ea părinților ei și ei au acceptat și au lăsat-o să plece. Unde se întâmplă el? Unde și când? Îmi apare Anglia.
pe străzile din Anglia, văd, în 1701. Mm-hmm. Ok. Hai să vedem ce s-a întâmplat după ce a cumpărat-o. Acest bărbat pare un bărbat foarte bogat, un boier, un om îmbrăcat foarte bine la costum, pălărie, deci îmbrăcat foarte scump, să zic așa, pentru vremea aceea. Era foarte, foarte bogat și se plimba pe străzi și căuta copii. A văzut-o, i-a plăcut de ea. Copiii fete căuta, mai măricele, așa, da. De vârsta asta. Okay. Și băieți. Și băieți? Ok. Da, văd că și băieți căuta. Așa. Deția era orice. A găsit-o pe fetiță și i-a spus că vrea să-l ducă cu el. Fetița a spus că nu merge, că ea are familie, mamă și tată, și părinții au spus să nu vorbească cu străini, așa i-a spus lui. Mm-hmm. Ea a simțit o oarecare respingere. O... energia a simțit. Frică, da, a simțit o frică față de el. A mers acasă cu ea la părinții ei, a spus să-i arate unde locuiește și atunci a stat de vorbă cu părinții ei și a spus că vrea să o ia pe fetiță, să o îmbrace, să o educ, să-i facă educație. El e bogat. Și mai târziu să devină soția lui. Și a oferit o sumă foarte mare de bani părinților. Echivalentul unei case de atunci. Da. Și părinții au fost de acord foarte repede. Erau sărmani. Mai avea încă 5 copii pe lângă. Erau foarte săraci. Da. Și a dat-o pe fetiță. Okay. De acolo văd că a ținut-o pe fetiță, a dus-o la el acasă. El avea un conac din ăsta mare, o casă mare. Și a ținut-o închis într-o singură cameră. Mm-hmm. Până la vârsta de 16 ani. Mm-hmm. La 16 ani a început să întrețină relații cu ea, sexual. Mm-hmm. Și a rămas însărcinată. Mm-hmm. În momentul în care a născut, copilul a murit. Pe urmă a rămas din nou însărcinată. Văd că a rămas de vreo 3 ori însărcinată, da. Și de fiecare dată copilul murise. De fiecare dată copilul a murit, dar văd că cumva i-a fost indus copilului a muri, a naște. A nu se naște, a nu supraviețui aici, a nu, în corpul, da, acesta. A nu supraviețui. Văd cumva el făcuse un contract cu entități în care să îi dea suflete de copii. Uh-huh. Și văd că din cauza aceasta ea a nebunit. Uh-huh. După ce ea și-a pierdut mințile și a nebunit, a dat-o afară din casă. Mm-hmm. Pentru că nu se mai înțelegea cu ea, nu mai putea vorbi cu ea și a devenit foarte agresivă ea cu el. Mm-hmm. Dar el cum se purta? Adică după ce a început să aibă relații, a lăsat-o prin casă să stea în toată casa? Nu, doar în acea cameră. Deci de ce ela? Pentru că ceva e la mijloc aici, el ascundea ceva. Deci o ținea închisă strict în acea cameră. Nu-i dădea decât mâncare, atât. Mm-hmm. Sclavă sexuală, da? Da, deci nu o lăsa să vorbească cu nimeni, nu o lăsa să iasă din cameră. Nu o învăța nimic, ca să zic că îi dădea ceva de citit. Sau... Nu, da. Deci pur și simplu ca într-o închisoare, dar într-o cameră... Normal că înnebunit. Da. Mă interesează, uite-te,
în celelalte camere, pentru că tu ai spus la început că el căuta copii pe străzi și nu numai fete. Da. Și hai să vedem ce este prin locuința asta, prin castelul ăsta. Dacă mai sunt și alte victime. Da. Da. Da, de mai fizici sunt. Sau cum știi tu, ca să vezi. Da, mă plimb prin casă și Bine. Văd. Da, mai sunt încă patru copii. Încă patru asemenea camere Da. cu o persoană, printre care și un băiat. Cu un băiat. Cu băiatul ce face? Cu băiatul întreținea relații și îl tortura cumva, îl chinuia. Și după ce îl tortura și îl chinuia, văd că lua sângele. Da. Îi lua sânge din braț. Deci ăsta era și vampir? Acel sânge îl bea. Da. Deci ăsta e entitatea, acest bărbat. Da. Este o entitate. Ai pomenit de vampir. Nu era 100% vampir. Dar sângele pe care îl consuma după ce îl tortura pe copil conținea o energie. Atenocrom? Da, un fel de adenocrom, dar nu era adenocromul ăla pur care e astăzi, care îl extrage din Nu, sânge. era Bea, sânge, cum da, de-aia avea sângele. el bea tot sângele. Astăzi Dar, de fapt, adenocrom. da, era adenocromul în sânge. Da, astăzi adenocromul se numește Știu. substanța care o scoate Știu. total, o separă de Da, sânge. da, da. Dar atunci, cum nu separa acea Nu substanță exista de tehnologia. sânge, da, era energia respectivă impregnată. Astăzi separă acea energie de Da. Deci tot adenocromul, practic, îl sânge. Da. căuta din sânge, Da. în forma naturală, să zicem, cum se găsea el în sânge, da? Da, și acea energie pentru el era hrană, deci era cea mai pură hrană pentru el, o esență era, pentru că se hrănea și cu alte energii, dar acea era cea mai pură esență pentru Numai de el. la băiat lua sau și de la cele De la fete? băiat. De la băiat atât. De la băiat lua asta. Ce Asta entitate e pe el era? În el, de fapt. sunt mai multe entități. Da. Da, mi-au apărut mai multe. Este un draco și este și o entitate a lui Satana sau parte din Satana. Deci ăștia veneau pe rând? Văd că au făcut un fel de simbioză în corpul acesta, a energiilor. Deci, două entități, un draco și parte din Satana. Deci văd Da, un aspect. un aspect care s-au unificat în acest corp și conlucrează împreună. Deci ca și cum ar fi una singură, S-au da. făcut una singură, au fuzionat, nu Au știu cum să zicem. fuzionat, exact. Și stătea tot timpul. Da. Iată sufletul, unde este sufletul acestui bărbat? De sufletul care Bărbatul. s-a născut în acest Da. corp a plecat când avea 5 ani. Deci PS-ul lui a plecat. De Da. ce a plecat când avea 5 ani? S-a întâmplat ceva Atunci atunci? a fost posedat corpului. A fost scos din corpul lui. Văd că s-a necat. S-a necat, murise și preluase corpul. A, deci murise în urma acelui nec și au venit ăștia, aceste două entități, simbioza asta ce este, și i-au preluat corpul, da? Ea făcea parte dintr-o familie foarte bogată. Care era plină de entități, ca și Da. casele lor, castelele și toate cele de pe acolo, de prin Anglia, da? Da. Fetele din această casă procedau cu ele la fel ca și cu sufletul Da, și lui fetele, toți Satan. erau posedați aici?
nu erau posedate fetele, ci le folosea în același scop, să dea sufletele copiilor. Deci, deci ăsta mai avea surori? Nu, deci... Nu, fetele celelalte. Da, copiii din casă nu se cunoșteau între ei. Nu se cunoșteau. Ok, deci celelalte fete care le luase de pe stradă. Mai erau 3 fete, da? Da. Cât au supraviețuit toți aceștia? Toate aceste ființe? Fete și băiatul. Văd că băieții la un moment dat mureau. De atâta chin. Da. Deci la un moment dat băieții mureau. Era cât sângele extrăgea? Destul de des, că practic îi devitaliza, îi termina și așa. Da, de-aia și mureau la un moment dat. Și aducea alți băieți. Cât sânge extrăgea odată? Nu, extrăgea destul de des, probabil, mă gândesc eu, de îi devitaliza și mureau bieții băieți. De când... De când ori venea. Când simțea el că are nevoie. Era când o dată pe săptămână, era când o dată pe lună. Deci depinde cum simțea el că are nevoie de... Dar asta lucra singur, ela? Sau mai avea și aghiotanți? Îl văd singur. Da? Cum îl cheamă? Îți vine un nume? E Conte ceva? Că avea și titluri ăștia în mobilier. Leonard. Bașman ceva. Bașman. Da, Bașman. Așa. Câți ani avea el acum? 120. 120 de ani? Da. Și cum arăta? Arăta de 40. 38-40. Asta era efectul adenocromului? Da. Îl ținea tânăr. Da. Slujitor n-avea? Trăia singur în castelul ăsta? De la? Veneau din când în când. Deci trăia singur. Trăia singur. Deci nu mai trăia nimeni acolo în casă cu el. Dar veneau din când în când slujitori femei. Da. Fac curat. Avea două femei care venea pe rând. Care se facă curățenie. Și de mânca ce mânca? Mânca, nu, adică? Nu prea mânca. Nu prea mânca, nu? Pentru că bea sânge. Da, se hrănea cu sânge și cu energie. Deci făcea ritualuri în care se încărca energie. Da, făcea și ritualuri. Da, de mâncat nu mânca. Mai erau din ăștia? Mai erau ființe de astea în vremea aceea, Ela? Pe teritoriul Angliei? Sau? Da, încă două. Încă doi? Încă doi, cu el trei, da. Tot bărbați și aia? Da. În Franța erau? Pe la curs, țigă, mă gândesc. Franța, văd 6. Mai mulți. Deci, până la urmă, era o practică în fizic. Da. Era cunoscută practica asta, da? Da, văd că e o practică străveche. Străveche. Da, și celelalte persoane de care ziceam și în Anglia și în Franța, văd că unii depășesc și 300 de ani. Așa. Unii aveau chiar peste 300 de ani, da. Ăsta cât a trăit până la urmă? Ăsta a trăit... Acest corp, adică. Trăiește și astăzi. Păi, dă-l în corp. Da, trăiește și astăzi. În același castel? Nu, și-a schimbat locația. Da, e tot în Anglia? Nu. Mm-hmm. Nu. Da. Acum se plimbă pe glob. Și mai sunt din ăștia pe glob. Da? Deci acum ar trebui să aibă 400 și ceva de ani. Da, văd că mi-a părut 600, că ar trăi 600. De-aia am zis că încă e în viață. Da, mi-a da. Părut că trăiește, da, că da. Moare la 600, așa mi-a venit. Aha. El da. Moare la 600, alții nu știu. El, hai să vedem. Deci pe fata ați scos-o afară, pe ea, după ce m-a murit 3 copii. Da, a dat-o afară. Da. Aici, deci ce s-a mai întâmplat cu ea? A ajuns, s-a dus la părinții. Unde s-a dus?
Văd că are 24 de ani, și acum am găsit-o eu și își pierduse mințile. Nu știa să se întoarcă la prezență. Deci ea nu mai știa cine este, nu știa cum o cheamă. Dacă te uiți la entitatea asta simbiotică, a prins și sufletul ei, entitatea lui, care se manifesta prin acel corp. Văd că sufletul ei, da, a prins 16% din sufletul ei, este luat de el, și în rest văd bucăți de suflete de ale ei, care au mers cu copiii, cu sufletele copiilor. Deci, fiecare copil care l-a pierdut, i s-a rupt bucată de suflet. Și care ea... copiii au fost luați toți de, tot de șleaca. Da, au fost dați lui Satan, văd. Așa, și ea văd că mai are suflet. 21%. 21%, restul pierdut? Da, restul pierdut. Cu conștiința, cum au, prin ceea ce a trăit și a pierdut cunoștința? Nu cunoștința, conștiința de sine. Prin traumele, deci prin traume. Prin traumele care le-a trăit și în timpul sarcinilor și la naștere și după ce, după ce a pierdut copiii, văd că i-a fost lăsați corpurile copiilor, i-a fost lăsat lângă ea până când putrezea de tot și se topeau, ea credea că sunt încă vii, dar dorm. Și ea, cum nu i-a fost luați de lângă ea, putrezea în brațele ei și chestia asta a afectat-o. Ok, Ela, știi ce vreau să ne mai uităm aici? Ieșim. Ne uităm dacă sufletul acestui bărbat îl regăsim în actuala viață a Lucicăi și vreunul din copii de asemenea. Acest bărbat e în viață, deci nu... Ăla, dar sufletul lui care a plecat la câțiva ani, acel sufletel care l-au prins. Nu este încarnat. Nu este încarnat, da? Nu. Ok. Și dacă copilașii aceia sunt încarnați acum sau îi găsim în actuala viață a Lucicăi? Da, îmi apare fetița. Da. Deci fetița de care Lucica ne spune că este specială. O relație specială are. Este unul din acei copilași? Da, este primul născut atunci. Primul copil. Cât suflet are acum? Că înțeleg că a fost luat toate sufletelele acelea, aparțin lui Satan. Și aici, în fetița actuală? Văd că fetița actuală, sufletul fetiței actuale, care a fost primul bebeluș născut, s-a eliberat. Ah, da? S-a eliberat? Da, s-a eliberat. Și acum are o conștientizare bună? Da. Da, și... deci a reușit să se elibereze și de aceea astăzi este... Un copil cu... conștient. Cu care, da, conștient. Este un copil destul de conștient. Acum îi văd o conștientizare de 22% a copilului. S-a eliberat singură, dacă te uiți, sau a ajutat-o ceilalți ai lui Iahve? S-a eliberat singură cu ajutorul sinelui ei. Ah, ok. Bine. Bine. El a văzut situația aceasta. Am văzut ce a vrut să ne arate sufletelul. O să număr de la 1 la 3 și venim aici și acum. 1, 2, 3. Și închizi toate acele portale. Da. Da, le-am închis. Ok, suntem aici. Și acum hai să vedem cât la sută din suflet avem. Pentru că acolo mai avea 21% din sufletul Lucică. Acum aici are
32. 32%. Conștiință, grad de conștientizare. 1,2. Foarte mic. Foarte mic, dar totuși și-a amintit. Are această amintire cu ceea ce a trăit în acea viață. Văd că această amintire, văd cumva o conexiune pe care a făcut-o sufletul fetiței ei cu noi. Mm-hmm. Și sufletul fetiței a ajutat la această conexiune, să o ducem în acea viață. Mm-hmm. Vrea să o ajutăm să vindece. Mm-hmm. Să vindece acea traumă de atunci. Mm-hmm. Fetița acum, ea, de sufletul fetiței simte și plus că a fost și ea implicată atunci în acea viață acolo. Da. Mm-hmm. Și știe prin ce a trecut și vrea să o ajute să vindece acea traumă, acea viață de atunci. Da. Unde este acum sufletul fetiței? Este prin prejur? E pe undeva? Sau a participat, doar de a direcționat, te-a direcționat mental? M-a direcționat mental. Mm-hmm. A deschis un canal, simt mm-hmm. un canal deschis mm-hmm. cu el. Hai să-i trimitem informații, Ela. Să-i trimitem informații sufletului Lucicăi. Sfere, 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 sfere de informații. Cu tot ce știm noi. Da, deci bucăți din sufletul ei erau cu celelalte suflete care au pierdut de copii, care încă sunt prinși. Da, și e prins și el, sufletul acolo la Satan. Da, da. Dar zic că noi primește informația care o dăm, un flux. Da, sufletul ei primește. Mm-hmm. Primește informația pentru că fetița care s-a eliberat a avut și ea bucată din sufletul mamei. Mm-hmm. Și a lăsat conexiunea cu celelalte bucăți de suflete ale ei mamei, da. Ah. Mm-hmm. Și atunci primește informația și celelalte bucăți de suflete, da. Și mă interesează. Văd că se luminează acele bucăți de suflete. Bine, hai să le scoatem de acolo, de la Satan, dacă s-au luminat. Le dăm informația mai departe și lor și le spunem să iasă, să-și crească vibrația. Să stea pe vibrația de suflet și să iasă de acolo într-un portal de vibrație mai înaltă. Da, da, fac asta, fiecare în parte fac asta și vin. Vin către aici, la Lucica, da? Da, da, către sufletul ei, da. Bine, le aducem așa, oricum după aia scoatem, da? Da. Poate să punem perețe de lumină astfel încât să le curețe. Da, trece prin acest perete de lumină pură și prin toate portalurile de vibrație înaltă prin care ele s-au ridicat și sunt curățate de acele energii jos. Da, așa cum este integrat. Ok, cât are acum? 87. Oh, erau destule plecate, da. Hai să vedem la pe legătură, dacă te duci, unde e restul, dacă tot ne ocupăm de suflet, de întregire. Restul este la fetiță. Ah, restul este la fetiță. Da, zice, acum pot să trimit ultima bucată să se întregească. Okay. Zice, o trimit curățată, purificată. Mm-hmm. Da, o trimite fetiță. Da. Da, acum este 100%. Deci acum e 100%. Da. Fiind 100%, sufletul ăla cât a crescut conștientizarea? Acum are 13%. Oh, conștientizarea. Da, datorită bucății de suflet. De la fată. La fetiță, da. Ok. Foarte bine, ăla. Hai să vedem sfera energetică, da? Da, sfera energetică
trebuie vindecată, umplută cu lumină pură, energizată, ca să-și recapete toată energia care a pierdut-o atunci. Acea amnezie, acea bucată de viață care a stors-o de energie. Da, se curăță, se purifică, se umple cu lumină pură, cu iubire pură de cea mai înaltă vibrație și se încarcă. Și văd că o infuzează cu energie și fetița. Da, fetița e foarte puternică, e un suflet foarte puternic. Da, este. Înțeleg. Da, este. Văd că are un sine de dimensiune nouă. Cu care este foarte conectată. Ok, aici era spus o întrebare, dar nu face obiectul sesiunii, că intram în altă investire. Bine. Hai să vedem deci a reușit să și vindece, să se vindece. Problema care ne-a spus că o avea la minte, simțea că mintea nu este clară. Venea de aici, da? Da. Era din cauza acestei amnezii, din cauza acelei vieți traumatizante. Simțea, exact așa ne-a spus Lucica, mintea are ceva acolo. Da, avea o parte ștearsă, era o parte din minte luată, deci ca și cum acea bucată de viață. Da, lipsea. Complet smulsă, complet furată, să zic așa. Acum mai revin, i-au revenit amintirile și tot? Da, i-au venit amintirile și își aduce aminte acum și faptul că acea viață nu trebuia să existe. Că acea viață, ea trebuia să experimenteze cu totul altceva, că ea nu și-a dat acordul pentru acea experiență. Și atunci? De ce s-a întâmplat să existe? Părinții au dat-o? A fost vânzare de suflet, cum ar veni, al părinților, da? Da. Da, a creat karma părinții. Și părinții și-au creat o karmă foarte grea de acolo încolo. Dar și pentru asta e supărată? Este cumva, da, este cumva supărat sufletul pentru că n-a fost lăsat să experimenteze cum și-a dorit și i-a creat această traumă care foarte târziu, zice ea, am reușit să o vindec și uite doar cu ajutorul sufletului fetiței, zice, dacă nu era el, zice, și acum trăiam aceeași traumă, zice. Ai mai avut vieți după acea viață între aceea și aceasta, Ela? Da, am mai avut și văd că a avut vieți în care a nebunit și a trăit mult prin spitale, prin ospicii. Deci Deci a avut vieți de recuperare după acea viață, până când s-a ajuns să trăiască viața de astăzi în care a fost... Câte au mai fost vieți? Aproape 199 de vieți. Deci au în 300 de ani, 400 de ani sau câte 300 și ceva de ani, foarte multe, deci înseamnă că au fost foarte scurte. Da, pentru că a fost de recuperare mai mult cumva a minții, a conștiinței, a sufletelor. Deci a trăit foarte multe vieți scurte. Văd și vieți trăite câte 5 ani, câte 6 ani, pentru că se născuse nebună, să zic așa. Da. Părinții nu o acceptau sau au părăsit-o. O lăsau prin... Trăia prin orfelinată. Fiind atât de traumatizat copilul, nici în orfelinate nu aveau grijă de ea. Păi, normal, nu au nici acum. Dar atunci... Este supărată pentru... E supărată pentru asta. Da. Totuși, ea, dacă înțelege, are un acord făcut cu acei părinți. Adică și-a dat un acord ca să vină în acea familie care au vândut-o. Dar acea înțelegere nu a făcut parte din acordul inițial să mă vândă ca suflet, zice. Ia să ne uităm la contractul acela.
Uite, faci o fereastră la număr de la 1 la 3 și cheamă acel contract Consiliu de Încarnare să vedem dacă era sau nu era ce prevăzut acest punct. 1, 2, 3. Da, văd că era prevăzut, dar ei nu i-au spus. Pentru că tatăl ei era unul dintre sufletele de copii care tot așa a fost mort la naștere și cedat entităților lui Satan, dar care și-a recăpătat libertatea prin ce urma să facă. Aș vinde alți copii a lui. Da. Da. Și așa a fost eliberat tatăl ei. Și văd că și-a mai vândut încă 3 copii atunci în acea viață, nu numai pe ea. Ea a fost prima pe care a vândut-o. Da. Deci punctul era trecut, sub punctul, doar că nu i-a fost arătat. Aș vrea ca vrea să păstreze această bucată de linie temporală sau vrea să o șteargă? Nu, vrea să o șteargă complet, zice, vrea să nu existe, zice, exact cum nu trebuia să existe. Bine. Atunci mergem la acel consiliu, adică se derulează aici și intră în scenă. Când și-a dat acordul și spune că știe, vede, vine din viitor și știe și cine sunt, că sunt entități satanice și de ce ori mai fi ăia de acolo, și refuză să-și dea acordul pentru acea încarnare și pentru tot ce a urmat. Deci nu mai vine în acea viață. Da, pur și simplu. Da. Da, ia contractul și spune, uite, punctul ăsta nu mi l-ați arătat, dar oricum nu contează, pentru că eu nu voi fi de acord cu nimic din ceea ce voi propuneți. Aceste contracte sunt nule de drept. Să-l ardă că, în fața lor. Da, îl arde. Topește ce-i face. Da, pentru că, zice, nu avem nevoie de contracte ca să mergem pe pământ să experimentăm. Zice, din cauza acestor contracte pe care voi ni le băgați pe sub nas, să le semnăm, trăim ce trăim pe pământ. Zice, fără aceste contracte am experimentat liber. Da, și zice, așa cum voi m-ați forțat pe mine să trăiesc ceva ce nu doream, zice, la fel vă voi forța și eu pe voi și vă voi trimite în sursa primordială. Zice. Ok. Deschide portal, Ela? Da, deschide un portal și îi bagă pe toți acolo. Ok. L-a reformat. Da. L-a reeducat, l-a reformat. Contractul l-a ars, i-a dat complet foc, l-a ars. Și văd că de aici de sus arde și toată linia experiențială pe care a avut-o în urma acelui contract. O arde. Până la această viață. Da, până în prezent. Se află, da, în această viață. Da, arde tot. Bine. Tot. Și toate acele suflete de pe acea linie sunt eliberate, spune. Ok. Toate sunt eliberate, văd că. Pentru că odată ce acțiunea nu mai există. Nici ele n-au mai venit, n-au s-au mai întâmplat. Acea temporară care arde, care dispare. De pe acea linie se trezesc toate acele suflete care au fost folosite pe acea linie. Foarte bine. Închideți ecranul și revenim. Suntem aici, că oricum am fost aici și acum. Nu, da. Că ne-am dus și acolo, dar a spus la ea. Bine, număr de la 1 la 3 și veniți aici acum. 1, 2, 3. Da, suntem. Bine. Și acum să vedem ce s-a schimbat. Hai să ne uităm ca entități. Acum, ca entități, văd entitățile de pe viața asta. Da. Ce au fost de pe vieți trecute au dispărut. Da. Și de pe viața asta ce sunt? Văd o mantidă și un lux. Ok. Hai să ne uităm emoții, dacă sunt deja sub frecvență și cred că sunt. Că nici în viața aceasta n-ai experimentat lucruri prea frumoase. Da, văd emoții de neputință, de neîncredere în sine. Nu avea suficientă stimă de sine.
nu avea suficientă încredere că poate să facă anumite lucruri. Era frică că uită, că nu-și va ating, că nu va face tot ce trebuie să facă din cauza că ea uită lucruri. Da, și frica de a iubi, văd. Este frică să se deschidă complet unei iubiri. Unei iubiri curate. E frică că va suferi prea mult. E frică să nu fie prea descoperită. Ia să scoată toate astea. Și frica. Frica cu toate rădăcina ei. În toate formele pe care le manifestă. Da, și văd că da, le scoate pe toate. Le arde. Și văd că comportamentul persoanei iubite care e lângă ea se comportă conform acestor frici ale ei. Deci soțul de care ne spune da. Că nu... Practic simte că o folosește, da? Este, sau se folosește. Da, este din cauza acestor frici ale ei, din cauza că ea nu se deschide complet. Se lasă. Ea nu oferă suficientă iubire pentru că este frică. Și atunci nici persoana de lângă ea nu oferă. Pentru că ceea ce tu oferi, același lucru primești. Bine, asta e o cauză și alta mai sunt entitățile soțului, da? Care da. Profită și al. Da. Hai să atunci să scoată toate acestea. Aceste emoții, neputința, da. Neîncrederea în sine, joasa stimă. Și programe, frică. Și programe da. Mental, din educația primită. Din de la părinți. Da, de la părinți, din religie. Aici eu văd și chestia de a fi pudic, de a nu te dezvălui complet, ține și de a fi pudic și de aia nu se deschide. În totalitate, deși toate aceste programe induse de educație, de religie, să le scoată. Rușine. Și da, rușinea, da. De orice fel, să toate le scoate și le arde și ce nu a menționat. Și da. Să înlocuiască acum programele. Corpul emoțional, corpul mental și peste tot în loc pune iubire. Dragoste, încredere, deschidere spre iubire, încredere în ea însăși, încredere în memoria ei, în capacitățile ei de învățare, de asimilare, de atenție, să fie atentă tot timpul, să fie conștientă de fiecare moment. De ceea ce gândește și face. Da. Da, și tot ceea ce ea își mai dorește ca suflet să pună aici ca programe benefice care să ruleze în beneficiu cel mai bun, cel mai înalt. Ok. Hai să vedem dacă sunt și implanturile, la. Da, văd implant al mantidei și pe mental. De la lux. Da. La fel de o placă cu fire care, prin care induceau gânduri și idei și programe și de toate. Nebenefice, da. Da, le scoate afară amândouă și le arde, le dă foc. Amândouă. Da, și pe stomac mai văd și pe acele ai spus să-l scoată afară, să-l ardă și toate efectele și resturile și urmele acestor implanturi să se curăță cu lumină pură, se spală, se purifică și peste tot în loc punem lumină și energie, astfel încât energie pură, astfel încât să se poată vindeca și reface toate organele. Da. Ok. Acum, Ela, hai să se umfle din nou până afară, iarăți.
Da, se umflă. E spus să-și ia punctul ei cel mai luminos din inima ei, care să-l expandeze, să-l facă din ce în ce mai mare, astfel încât să curețe, să purifice, să absorbă toate rezidurile, toate resturile care mai sunt și să energizeze corpul energetic, corpul mental, corpul emoțional, să curețe, le purifică, le luminează și le curăță complet și le energizează complet. Da. Ne scrie Lucica că crede că are o problemă cu copilul interior. Hai să ne uităm unde e copilul interior, dacă este ok, sau problemele erau din ceea ce am văzut până acum. Era din ceea ce am văzut și până ce acum. Trăise, da? Deci din copilul... acel moment de 13 ani, când ea a simțit... în acea viață. Da, a simțit energia acelui bărbat și nu vrea să plece cu el. Și atunci a suferit și trauma de separare de familie. Da. Și de abandon și de faptul că știe că a vândut-o, că a dat. Deci atunci a fost, e vorba de copilul interior din acea viață, da? Da, da, din acea viață de la 13 ani. Dar nu este, copilul interior de aici, al acestui suflet, nu este, nu are probleme, da? Acum este vindecat. E vindecat prin linia, ceea ce am văzut. Linia experiențială am ars-o. Dar avea legături cu acea viață. Ne întreabă Ela pe unde a venit pe Terra? Ia să vedem. Așa ne-a pus întrebarea. Pe unde a venit pe Terra? Prima dată când a intrat în planul eteric al Terrei. Număr de la 1 la 3 și vezi 1, 2, 3. Prima încarnare mi apare Polul Nord, ca zonă. Da. Deci Polul Nord apare că a venit. Atunci nu era gheață acolo. Da. Pe acea vreme când ea s-a încarnat acolo prima dată, era soare, era... Deci erau altfel configurați polii, da, magnetici. Da. Deci înseamnă că e cam de mult a venit, da? De mult timp. În urmă cu 6 milioane de ani. Și a fost animal. A fost animal. Ok. Altă întrebare care ne-o pune este: pentru cine a venit pe Pământ? Totuși, trebuie să punem întrebările astea, să le vedem. Poate a venit pentru altcineva, a căutat pe cineva, dacă ea își pune întrebarea asta, Lucica. N-a venit pentru nimeni special, pentru alt suflet. A venit ca să cerceteze. Deci mi pare că... pentru ea a venit, pentru ea, experiența ei. Ca cercetător a venit inițial. Da? Da. Deci a venit cu un grup de cercetători pe Pământ să cerceteze ce? Flora și fauna? Să cerceteze planeta. Planeta? Era flora și fauna atunci? Da, era, dar era în 6D. Ok. Deci planeta se afla în 6D. Acum 6 milioane de ani, da. Și apoi a rămas aici de atunci? Da. Și a început să încarneze în formele de viață care erau. Da. Da? De unde a venit ăla? Hai să vedem de unde a venit cu grupul ăsta de cercetători. Îmi apare că e solatiană. Solariană? Solatiană. Solatiană. Așa. Da. Ce înseamnă? De pe Solatis. Ce este Solatis? O planetă sau o stea? O soare.
Soare este, da? Planetă Soare, mai mică, din constelația Canis. Mm-hmm. Sirius Canis. Da. Și planeta se numește Solatis. Ok, am înțeles. Fiind în 6D, oricum erau ființe de cercetători, aceia erau ființe neinterferate? Da, atunci da. Bine. Închidem și aici portalul ăla. Hai să tai legăturile cu Mantida și cu Luxul, să-și facă sabia de lumină. Da, scoate o sabie de lumină, îi arăt cum să facă și taie toate legăturile, toate stringurile, toate canalele, de jur împrejur, de sus, jos, de peste tot, cu aceste entități, inclusiv canalele mentale. Da, bineînțeles. Da, le taie, le dizolvă pe toate. Le pune în față și le imobilizează pe ființele astea. Da, sunt blocate. Mm-hmm. Așa. Îi spun să le ceară contractele. Da. Să ceară să vină toate contractele cu aceste două entități. Fiecare în parte. Da, bine. Și să cerem și anul ăsta. Las. Dacă sunt contractele cu entitatea aia mare care a ajuns acolo în viața aia. Dar ne chemăm entitatea, lasă că le scoatem la declarația de suveranitate pe celelalte care au fost. Acel contract la Mars? La Mars, sigur, dar mă gândeam că poate mai fost un altul dinainte. Okay, hai că sigur a mai fost. Ne uităm după. Da, ne uităm. Arde aceste contracte cu aceste două entități. Le arde complet. Mm-hmm. Da. Ok. Și acestea ce face cu ele, cu entitățile? Ce vrea să facă? Vrea să le trimită în sursă și pe ele. Sursă cu ele. Sursa primordială pură, le deschide un portal și le bagă acolo. Foarte bine. Da, gata. Închide portalul. Nu știu cum să procedăm aici. Vrei să cheme, să-și cheme contractul primordial? Cu prima entitate, când a fost interferată? Primul contract? Da, să vină primul contract pe care l-a semnat de când este aici, pe această lume, din oricare dimensiune a fost, din oricare linie temporală a fost. Și cu toate ramificațiile lui ela până aici și acum. Și da, bine. Înțelegeri între entități și tot ce a fost. Primul contract care l-a făcut a fost făcut acum 1600 de ani. Doar atât? Da, până atunci a experimentat liber. Păi auzi, cum au lăsat-o ăștia atât de mult? Că de 6 milioane era în planul. Bine, era în dimensiunea 6, apoi cum a coborât și pământ. În 3D... contractul este făcut în 3D, da. Și era la a treia viață în 3D. Uh-huh. Până atunci experimentase în 6 și 5. Da, în 5 și 6. Uh-huh. Și după ce a coborât în 3D, să experimenteze în 3D, la a treia viață a făcut acest contract. Ok. Cu cine a făcut? Cu Satan. Deci aia era și... Cum am zis mai înainte, că bănuiam că mai era un contract înainte, o înțelegere ce-o fi făcut. Bine. Era un contract mult mai vechi, da, atunci l-a făcut. Bine, să-l controleze, să cerceteze dacă este complet. Da, îl verifică complet, da, este tot. Se-l arde. Și-l arde, da, i-a dat foc. Iar Satan să-l trimite, l-a mai trimis odată, mai trimite odată, în sursă. Poate nu era același aspect, poate era... Este holograma. Da? Da, o hologramă. Să distrug. Un portal și o trimite. Da. Da, a trimis-o. Bine. Acum, dacă o vezi curată, dacă o vezi
luminoasă. Da, acum o văd luminoasă, o văd vibrantă. Cât are conștientizarea acum? 14. 14. Aș vrea să vedem dacă... Hai să vorbim un pic cu PS-ul acum. Sculețelul. Da. Când ești gata, am spus. Da. 1, 2, 3. Bună, sufletel. Bună. Îmi pare rău pentru ceea ce ai trăit, da? Dar există o soluție, vezi? Da, există soluții, doar că câteodată vin târziu. Așa este. Dar eu zic că ceea ce este cel mai important este că vin soluțiile. Și ceea ce este cel mai important este că sufletul până la urmă găsește calea de a-și rezolva problemele, într-un fel sau altul. Da, pe mine m-a ajutat sufletul fetiței. Aici vreau să ajungem, da? Fetița, sufletul fetiței, care astăzi îți este fică, vă cunoașteți mai de mult, de ce a insistat? Sau care este, bine, de ce? Orice suflet vrea să ajute alte suflete. Practic, eu vreau să știu dacă vă cunoașteți de mult, mai mult timp, sau ați mai avut experiențe împreună. Da, am experimentat în dimensiunea 6. Acolo, când ați venit pe Terra, în Terra 6? Da. Era cercetător ca și tine? Da. Ok. Și apoi și fetița, sufletul fetiței, și ea de atunci este? A scoborât împreună pe Terra 5, Terra 4, Terra 3? Ea a rămas în Terra 6, dar... Uh-huh. Când a văzut prin ce trec eu, a ales să vină să mă ajute. Uh-huh. Ați avut o relație, înțeleg, foarte bună, da? În Terra 6. Da. Vă iubeați. Da. Uh-huh. Pentru că și acum, Lucica ne spune că aveți o relație deosebită. De iubire. Da, a venit să mă ajute. A venit să, uh-huh, să mă ajute să mă eliberez de aici. Ea nu... Uh-huh. N-a avut multe experiențe în 3D, cum am avut eu, uh-huh, și de aceea este mult mai conectată cu esența ei. Uh-huh. Dacă vrei să îi transmiți ceva sufletelului. Îi mulțumesc pentru tot ce face pentru mine. Îi mulțumesc că și acum este în viața mea actuală. Uh-huh. Și sper ca în această viață să creștem împreună astfel încât să plecăm definitiv de aici. Vezi tu că Lucica, partea ta fizică, Lucica, conștientă, ne-a spus că ar vrea să știe, dacă poți să-i comunici, ar vrea să știe cum să facă, să comunice mult mai bine cu fata. Poate să înceapă prin meditații prima și prima dată să se cunoască pe ea însăși. Să-și elibereze mintea de toate gândurile, de toate programele pe care le are. Menționând că meditații le face ea cu ea, neghidate, nespuse. Da, ea cu ea, prin care își golește mintea de gânduri, de idei și prin intenție se conectează cu energia fiicei, cu energia fetiței. Aici trebuie să fii atentă, pentru că atunci când vrem să ne conectăm din minte, când facem o meditație cu cineva și nu avem percepții telepatice, putem să, poate să vină, să se prezinte oricine și nu putem verifica. Ce ar trebui să facă ca să se conecteze efectiv cu acest suflet, cu sufletul fetei? Să, în primul rând, să fie pe o vibrație de iubire. În primul și în primul rând e nevoie de această vibrație de iubire, să fie vibrația cât mai înaltă. Mm-hmm. Ar trebui să curețe inclusiv corpul fizic, mm-hmm, de vibrații joase prin alimentație, mm-hmm, cât mai naturală. Mm-hmm. Carnea pe care voi o mâncați este de o vibrație foarte joasă. Știu. Aceasta induce doar frică în corp. Mm-hmm.
Deci vibrații joase ar trebui purificat corpul fizic de aceste vibrații prin alimentație naturală, fără carne. Fructe, legume, vii. Da, tot ce este vii. Să nu fie de proveniență animală. Așa poți să-ți crești vibrația corpului natural prin ceea ce mănânci. Și pe urmă, prin menținerea vibrației de iubire tot timpul. Asta o menții cum? Emanând, gândind iubire, emanând iubire. Conștientizare. Da? Trebuie să fii conștientă tot timpul de gândurile tale. Și în momentul în care ai gânduri de vibrație joasă, să le oprești și să le înlocuiești cu iubire, permanent cu iubire. Și atunci, orice meditație vei face, vei fi pe vibrație înaltă, nu vor putea să vină alte entități decât ceea ce tu chemi. Și așa își cheamă și discută, comunică cu sufletelul fetei, da? Cu sinele fetei. Și în fizic, cele două părți fizice, Lucica și fata, deci prin această conexiune la nivel mental, să zicem, comunicare, se îmbunătățesc și relația fizică, da, conștientă? Da, automat se îmbunătățește pentru că sinele care lucrează împreună, mai ales că ea este foarte conectată cu sinele, va primi toată informația în fizic. Okay. Și se vor înțelege foarte bine. Aici, Ela, am ajuns la o... Nu, Ela, scuze că vorbesc cu sufletul, cu Lucicăi. Vorbeam cu Ela mai înainte despre cum ar trebui, ce ar trebui să facem noi, mințile, ființele fizice cu mintea conștientă, să ne putem accesa informațiile sufletului și a sinelui. Care e întrebarea? Cum să facem, ce să facem ca să ne accesăm, să accesăm informațiile noi în corp fizic, cu mintea conștientă, să accesăm informațiile care ni le trimit sufletele noastre și sinele noastre. Vibrația înaltă trebuie păstrată ca să puteți primi acele mesaje. Trebuie să fie pe mintea, corpul, conștiința, pe vibrația mesajului primit. Mesajele vin ca și telepatice sau pot veni sau vin ca imagini, ca alte? Ce să ne așteptăm noi? Cum vin mesajele de la suflet? Orice fel de mijloace. Și telepatic, prin idei, prin gând, și prin imagini, și prin muzică, și prin natură, și prin... Miros, prin orice poate veni, da? Da. Toate simțurile noastre. Și prin întâmplări care vă le numesc coincidențe. Da. Ok. Îți mulțumesc frumos și mă lași cu ea la 1, 2, 3. Da. Hai să îi arătăm. Să meargă în sinele cel mai înalt, număr de la 1 la 3. Și pe legătura ei o curăță, o umple cu lumină, o purifică. Merge în sinele ei cel mai înalt. 1, 2, 3. Da, este. Da, s-a întâlnit cu sinele. Cheamă și mintea, cheamă și corpul emoțional și corpul mental. Le curăță, le purifică. Le spală bine și le integrează acum. Și se integrează și cu sinele. Ok. Deci avem conștiința integrată acum, nu? Da. Bine. Mai număr de la 1 la 3 și merge în sursa. Prima creatoare, tot ceea ce este și mergem și noi la 1, 2, 3. Da, suntem aici în sursă. Și a matricea a găsit-o, a venit. Da.
niște paracodurile. Da, văd că se rup bucăți din ea, locuiește cu lumină pură, se reconstruiesc acele bucăți, le luminează, spală matricea, o curăță, purifică. Matricea ei cu care a venit. Da, matricea ei originală. Mm. Și o integrează, da. Ok. Și acum Ela să... Hai să-și activeze programul de ieșire din Matrix după ce va părăsi această viață, corp. Zice cu mult drag, abia aștept să plec odată. Ok. Da. Să-și activeze, da. Da, să-și pună, activeze butonul de regenerare și vindecare până a tuturor structurilor, până în corpul fizic. Da, l-a activat și pe acela, da. Hai să-și pună, să-și facă sfera cu dorințe, cu proiectul, care să-l lase aici, spre materializare, în sursa primă creatoare. Da, aș face o bulă de lumină pură, de vibrație foarte înaltă, unde își pune toate dorințele ei pe toate planurile, profesional, relațional, familial, financiar, tot ce aș dorește să realizeze, iubire, dragoste, înțelegere, loialitate, încredere în familie, în relația pe care o are cu soțul, dragoste și iubire și înțelegere cu copiii, abundență și prosperitate pe plan financiar și profesional, da, toate acestea și le pune aici. Foarte bine. Hai să ne energizăm și noi sferele noastre cu proiecte. Da, energizăm fiecare în parte și proiectul nostru comun. Și acum Ela, hai să-și facă declarația de suveranitate. Să declare, aici și acum și pentru totdeauna, că anulează și decrează orice contract, înțelegere, permisiune, promisiune, pe care a dat-o vreodată oricărei ființe, plus sau minus, sau neființe, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, și în afara timpului, pe orice corp ceresc sau dimensiune, cu plus sau minus. De asemenea, își retrage ADN-ul de oriunde ar mai fi, îl purifică și îl integrează. Da. Și retrage și până la ultimul foton, dacă mai sunt bucățele de suflet, pe oriunde ar fi, fotoni, îi purifică și îi integrează. Da. Își șterge informația de pe oriunde este, din orice bază de date, din orice copie de bază de date, orice suport cuantic, material, de care cum o fi, din orice bibliotecă akașică. Da. Și linia experiențială, a tăia bucata aceea, dacă mai vrea să taie, să taie pe toată sau cum vrea. Da, o distruge aceea bucată. Bine. Acum e lasă. Asta ar fi. Hai să veniți aici și acum, număr de la 1 la 3, prin canalul de abundență benefică. Venim aici și acum. 1, 2, 3. Da, suntem. Să-și taie toate legăturile pe viața aceasta, de orice fel, religioase, cordoane umbilicale, atât cu mama ei, cât și cu copiii. Da, taie. Să trimită informația tuturor sufletelor
pe care le-a cunoscut vreodată? Da, îi trimite tuturor, din toate existențele îi trimite informația tuturor. Și soțului și copiilor și toți sunt incluși aici, da? Da. Să își curețe casa. Da, trimite cu bomba de lumină în casă, unde se purifică, se curăță de toate energiile joase, blocate, stagnante, de gânduri, de idei, de tot ce s-a acumulat la nivel energetic. Se închid toate portalurile care există deschise. Se tapetează pereții cu lumină pură. Se deschide un portal pentru a pleca toate entitățile care sunt în acea casă, care au venit prin acele portaluri. Se sigilează portalul și îmbracă toată casa într-o bulă de energie pură, de lumină pură, de cea mai înaltă vibrație care să protejeze complet casa. Ok. Acestea fiind spuse, Ela, noi ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm sufletul Lucicăi să alunece ușor în corpul lui fizic. Cresc în registru.